om de afaceri reținut de DNA Timișoara. Numele lui este asociat cu tunul imobiliar. Timișoara. Audierea de noapte a DNA Timișoara. Omul de afaceri iordanian Muen Ahmad Mustafa Al-Shawish, cunoscut sub numele de Mimo, a fost reținut de procurorii anticorupție care anchetează un caz de mafie imobiliară în Giroc, comună de lângă Timișoara. Citește și începeți munca abia din toamnă. Primăria Timișoara renunță la teren pentru amenajarea intersecției dintre drumul Boilor și South Beltway, dar urmează o decizie de guvern și o nouă licitație. Iordanianul a intrat de ani de zile într-un parteneriat de afaceri cu un alt dezvoltator imobiliar de seamă, Puiu Minda Pascu, al cărui nume a fost implicat în mai multe scandaluri legate de acordarea autorizațiilor de construire de către primăria Giroc în condiții discutabile. Potrivit anchetatorilor, omul de afaceri iordanian ar fi oferit fonduri unui reprezentant al primăriei Giroc în urmă cu câteva săptămâni, cerându-i să aprobe unele documente. Procurorii DNA au intervenit și l-au reținut pe Muen Ahmad Mustafa Al-Shawish deoarece știau că și-a cumpărat un bilet pentru a părăsi țara. În perioada 16 noiembrie 2021 până în 7 aprilie 2022, suspectul, cu sprijinul altei persoane, s-ar fi încredințat la un funcționar public de la Primăria Municipiului Giroc, județul Timiș, pentru a utiliza anumite servicii. Mai exact, suspectul i-ar fi promis martorului următoarele sume. 40.000 euro pentru eliberarea a două certificate, care ar rezulta în mod nerealist ca două parcele de teren să intre în intravilanul zonei, deși acestea sunt de fapt listate în afara intravilanului, zonă, pe zonă. 50.000 de euro pentru formularea proiectelor imobiliare și eliberarea autorizațiilor de construire pentru zone rezidențiale care urmează să fie construite pe un teren de 6.600 de metri pătrați pe raza aceleiași comune, a declarat procurorul Agenției Naționale Anticorupție Serviciul Regional Timișoara. Omul de afaceri este cercetat pentru luare de mită și a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta va fi prezentat judecătorilor.